vorbim astăzi? Vorbim despre importanța somnului la copii. Da, păi eu pot să știu cărți despre asta. Am o nevoie de somn în ultima perioadă. Hai de mine. Te vezi când o să ai copii. Dacă nu dorm de prânz, mi se pare că nu cresc. Hai să vedem de câte ore de somn are nevoie micuțul nostru. De ce nu dorm copiii? De ce trag de timp atunci când se apropie ora de culcare? Despre calitatea somnului, despre cât de important este să avem un somn liniștit și odihnitor, aflăm chiar acum. Dimineața cu Răzvan și Dani. De ce este important somnul pentru cei mici? Sunt patru motive. Unu este partea de creștere. Noi sau copiii și noi, la un moment dat, creștem în somn. De asta copiii au o cantitate mult mai mare de somn superficial, pentru că acolo creștem. Este partea de imunitate, sănătate, atunci când, să spunem, partea de infecții crește atunci când copilul nu doarme suficient. Este partea de siguranță, atunci când nu dormi, ești mai împiedicat și poți să apară tot felul de accidente. Și nu în ultimul rând, este partea asta de stare de spirit a copilului. Cam câte ore ar trebui să doarmă micuțul nostru pe zi? Noaptea? În primul rând, eu prefer să mă uit cât ar trebui să doarmă în 24 de ore și după aceea să ne uităm separat pe zi și noapte. Unii dorm mai mult și unii mai puțin. Dacă discutăm de un prematur poate să ajungă până la 22 de ore. După aceea, copiii născuți la termen ajung între 0 și 2 luni să doarmă între 16 și 18 ore și pe măsură ce cresc, încep să scadă ușurel. De exemplu, între 4 și 6 luni, 14-15 ore, 14 ore în medie un copil până la un an. După care avem 1 an, 2 ani, 13-14 ore, apoi avem 2 ani, 3 ani, unde avem 13 medie, după care scadem treptat, după 5 ani ajungând între 11-12, iar la vârsta de 9 ani ajungem pe la 10 ore, 10 ore jumătate. Și spuneai că repartizate zi-noapte în funcție de copil, nu avem reguli. Da, ideea este că sunt copiii, se nasc cumva fie în categoria copilor care au somnuri scurte ziua sau somnuri lungi ziua. Diferența între aceste grupuri se duce pe undeva pe la un an și jumătate. După care, apropo de somnul de zi, el poate să aibă pe la 4 luni, sunt, să zicem, 3 somnuri în 24 de ore ziua, după care vin, scad numărul acesta de ore de, în timpul zilei, ei renunțând undeva între 3 și 5 ani. Este adevărat sau nu, Mona, copilul cu cât este mai obosit, mai alergat în parc în timpul zilei, cu atât doarme mai bine și mai liniștit noaptea, sau este doar un mit? E doar un mit. Din păcate, cu cât copilul e mai obosit, cu atât doarme mai prost, iar explicația este că atunci când faci foarte multe mișcare, produci multă adrenalină. Ori ca să dormi, tu ai nevoie de multă melatonină, ori melatonina și adrenalina se bat cap în cap. Avem nevoie de un ritual de somn la copii, să spunem, cu atât mai mult, iar, de exemplu, la copii, orice ecran cu lumină albastră n-ar trebui să fie acolo cu 90 de minute înainte de somn, pentru că lumina albastră este inhibitorie de melatonină. Și să spunem, înainte de somn ar fi bine să facem activități în care spuneam adrenalina să nu crească, să ne relaxăm, să citim o carte. Bine, dacă nu citim o carte cu cine știe ce povești în care vrem să exemplificăm ce se întâmplă acolo, deci o carte mai relaxantă, și să avem aceiași pași de fiecare dată. Mergem, ne spălăm pe dinți, ne îmbrăcăm în pijamale de fiecare dată. Cu cât sunt mai multe elemente acolo care ne spun că urmează să dormim, cu atât ne este mai ușor. Dimineața cu Răzvan și Dani. Of, ce bine ar fi dacă am avea mereu la îndemână soluții pentru un somn de calitate, pentru copii, dar și pentru părinți. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate. Zi minunată să avem cu toții. Dani?